Bună dimineața, stimați privitori, ne aflăm în fața primăriei Ploiești, aici unde aproximativ 30 de angajați ai Rosal, operatorul de salubritate din Ploiești, protestează fiind nemulțumiți de întârzierile salariale. Oamenii susțin că nu și-au luat banii de aproximativ 4 luni de zile. La discuții au venit cei doi viceprimari ai orașului, domnul Dan Nicodin și doamna Magdalena Trofin. Vă rog să-mi spuneți și mie care sunt nemulțumirile dumneavoastră. Nemulțumirea noastră este că nu ne dă salariile. De câte luni? De 3 luni de zile nu ne dă salariile și bate joc de noi. De ce? Că suntem înculți. Nu știu. Cine spune asta? Toți ne consideră înculți. Uitați, a făcut contract cu ei și a dat banii până înainte cu 3 luni de zile. Eu ce fac? Eu muncesc degeaba. Vine primăria în control, mă controlează. Dacă vede că nu e curat, îmi taie sectorul. Mă forțează să muncesc. Dacă nu, bagă poliția pe mine. Să ne ia la bătaie, ne bagă pe toți. Am ajuns de râsul lumii. Era Ceaușescu și am venit că toată lumea, frate. Dar acum nu mai știe nimeni că e 20.000. Nu a fost. Să ne dea șomaj! Dă-ne șomaj, frate, și dă-ne salarii! Plecăm, frate! Să ne dea șomaj! Să ne dea șomaj! Să ne dea șomaj! E treaba voastră, nu e treaba primării! Să vină și plecă! Hoci, sunt pe hoci! A luat bani! A luat bani! A luat bani! A luat bani! Am venit eu! Nu e la adus, mă, să vă aici! Hei! Doamne, vezi dacă tu ești primit aici să faci o chestie! Da, nu ești primit! Primăria plătește firma și firma trebuie să plătească angajat. Firma nu face, nu o să bată. Ca să înțelegeți, da? Au vină. Cine a zis că are vină? Dar nici noi nu avem. Dar cine a zis că are vină? Înaintați mai departe și noastră plângerile oamenilor, că nu plâng degeaba. Păi dacă nu mai te curat... Să pun la mâncare pe masă. Nu mai muncim! Salariile în buzunar, toți aici, la zi. Ai, Ionita, mănâncă la restaurant,
Băi, trebuie toate costurile peste. V-ați spus și eu. Dacă noi nu mai avem o să vă spun, dacă nu mai avem ce să mâncăm și dacă v-ați gândit și voi ca primărie, măcar o bucată de pâine să le dați, ulei, ajutăm la oameni din cap. Vă dăm la oameni din cap așa, băi. La o firmă, nu mai vă arăt că e legal, vă arăt și vă arăt și legea, că eu suntem în pericul la dumneavoastră. Un om care aveți din poate, s-a furat să vă mâncat. De ce primă e la sală? De 5 ani, de 2 luni. De 2 luni. De 2 luni. Vă lăsați-vă să vorbească pe domnul. Orice ajutor se dă compromisat de cu noi, dacă asta îi spunem așa cum vrem. Și nu sunteți pericol social noi acum? Sunteți pericol social? Sunteți un caz social. Suntem pericol social acum. Suntem animale. Animale. Câini, găini suntem. Sclavi. Suntem sclavi. Și ne trimiți acasă de sclavi. Suntem numai bani. Politician, ce mi-o oferi acum? Eu nu trebuie să-ți oferi. Nimic? Nimic. Trebuie să muncești. Și eu bani, da? Și n-am muncit? Ai muncit și ți-ai primit bani, dar tu ai litigiu cu firma ta. Nu cu mine, ca primărie. Și noi ce facem acum? Înțeleg că e situație delicată. Primarul, Consiliul Local au reziliat contractul cu firma dumneavoastră, da? Deci contractul s-a terminat. Nu puteți, dacă mă lăsați să vorbesc, da? Contractul ăsta se termină, gata. Nu puteți spune că am stat deoparte și nu ne-a păsat de ce se întâmplă. Am luat, Consiliul a hotărât, a decis prin vot rezilierea contractului, da? Mai departe, ce se va întâmpla, vom vedea. Situația dumneavoastră personală, evident că ne îngrijorează peste, pentru că este un caz social. Nu vă îngrijorează, domnul meu. Și de ce? Până acum, noi suntem, ființe umane. Bă, tu știi mai bine decât mine ce simt eu. Păi nu, eu spun că mă îngrijorează, da? Cum se îngrijorează? Și ce? Pune și dumneavoastră o mână, buzoi drept și noi să luăm o pâine. Da. Dacă te îngrijorează de mine. Am înțeles, deci cam aici ajungem cu situația. Știi câți oameni dorm bine? Știi câți oameni dorm bine mâncați? O să cerșim că câți oameni dorm bine mâncați? Socială, vom analiza, vom vedea ce e de fapt. Socială? Dar trebuie să mâncăm măcar. Bine, mă, tu te lua o firmă, cum e ca obligația, cum e ca o flandu, cum e asta. Ce refuzați să mâncați? Să mâncăm și noi. Ai bine cu o stică de apă, să-i dai o stică de apă. Ați făcut ceva? De la timp, nimic, nu am muncit și mâncit. Să-ți mă și pe și voi o apă. Cine să vă duc? Voi, sunteți primari, dacă n-avem. Ia uite, mă, n-am niciun ban, am un buzbat. Unde plătim? Uite, eu am niște stați să-i vând. N-avem niciun bani. N-avem niciun bani. Eu, la, n-avem. Dumneata, dacă... Mergeți. Cu ce să se iau? Apă, cu ce să iau apă? Ești peste pe mâna aceea. O pâine, cu ce să iau? A făcut plângere și tot dintre noi a zis că s-a lovit singur. Deci de frica inspectorului de teren a zis că s-a lovit singur. Asta e, poate ne ajută. De ce nu merge să... Nu mai vii aici. La ITM acum toată lumea, de ce nu merge? Cum am dus eu? Cum am dus eu la ITM? Păi dacă ITM-ul zice că nu ne face nimic. Nu ne face nimic. Eu am spus că nu-i interesează de noi. Nu-i interesează de noi. Pericol social. Dumneavoastră nu gândiți că sunt un pericol social. Cercați să nu fiți un pericol social. Păi suntem, dă-mă în cap! Firma, că a zis că ne punem bani pe cartul ăla, de cine ați? Ne minte, ne minte! E haos aici, amul, nu-i cred. Nu vă dă bun ce avere! Poliția și noi am fost! N-a fost doar că sunt poliția și noi, care am muncit! Poliția a venit! 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 Poli
Pandemia, mulți numai noi. Observatorul Brahoveanu. Pe ce vă stă pe Facebook? Pe Facebook, da. Vă reamintim că suntem în direct din fața primăriei Ploiești, aici unde aproximativ 30 de angajați Rosal strigă nemulțumirile pentru neplata salariilor la timp. Contractul Rosal cu primăria Ploiești a fost reziliat și acum practic oamenii au rămas cu facturi întârziate, datorii la bănci și în imposibilitatea de a-și trăi o viață normală. La discuțiile care au avut loc în această dimineață au venit cei doi viceprimari ai municipiului, Daniel Nicodim și Magdalena Trofin. Participanții la protestul din această dimineață susțin că atât ei cât și ceilalți colegi se află în aceeași situație. Aproximativ 300 de angajați are Rosal în Ploiești. Iar oamenii nu și-au mai primit banii de aproximativ 2 luni de zile. Anche la TV.